Iisus Fiul lui Dumnezeu, cel mai înțelept dintre toți, îngrindea Ghetsemani, spune, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Fiecare din noi avem două voi, două voințe. Una este a cărnii, a plăcerii, văd ceva, vreau să am, asta este o voce. Și o altă voce spune, dar n-ar fi mai bine să slujești dragoste și curăție și bunătății și sfințenii, asta e altă voce. Și trebuie să spună vocea cea de jos, nu, și vocea cea de sus, da, nu voia mea a omului de jos, ci voia ta, voia lui Dumnezeu, voia chemării ăstea. Deci din aceste două cuvinte s-a pocăit el. Și sunt oameni care nu numai că s-au pocăit ca să împlinească planul pentru care Dumnezeu i-a trimis în lumea asta, nu numai ca să facă voia lui Dumnezeu, dar să fie gata să-și sufere